Salutare, prieteni! Invitatul meu de astăzi este Ionuț Coman, CEO, fondator al Opt Group Proiectura. Mă bucur tare mult că avem ocazia să ne revedem aici la Via Cluj TV. Bună ziua și bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Vorbim de un an care, iată, ni se așterne la picioare, ca să folosim o licență poetică. Care sunt perspectivele pentru grupul de firme pe care îl conduceți pentru acest an, pentru 2024? Depindem foarte mult în anul 2024 de puterea financiară pe care o va avea economia românească în primul rând, pentru că domeniul în care noi activăm, fiind unul în mare parte legat de proiectele publice, adică infrastructură rutieră, rețele de apă, canale, dilitarele, va depinde foarte mult de puterea de absorție atât a PNRR-ului, cât și a altor fonduri europene care sunt în momentul de față. Plus că mai avem și un alt program, Anghel Sargini, care e în derulare acum, iar fondurile pe care guvernul le va avea disponibile să le și plătească vor determina soarta nu numai companiei noastre, ci a foarte multor companii care activează în această industrie. Practic vorbind de o fereastră de timp care ar trebui să ducă dezvoltarea României, nu doar creșterea rețelelor de infrastructură, domeniul în care sunteți specializat, ci dezvoltarea, adică aducerea lor la un nivel superior, modernizarea rețelelor existente și adaptarea lor la ceea ce înseamnă economia de astăzi, pentru că una este să faci acum o centură a unui oraș cu câte o bandă pe sensul de mers și alta este să gândești în termen de autostradă și de conectarea acestor segmente într-o rețea care ar urma să fie construită într-o perioadă de X ani. Nu îndrăznesc să spun în câți ani, pentru că și autostrada Transilvania trebuia să fie inaugurată de la Brașov la Borș în 2012 și suntem în 2024. Însă, din ceea ce simțiți pe teren, autoritățile își doresc această dezvoltare? Sunt pregătite să genereze acest proces? Eu am auzit o vorbă în urmă cu vreo două săptămâni de la unul dintre furnizori internaționali. România este Eldorado al Europei. În acest moment, în acest moment, așa cum a fost goana după aur, așa este la noi acum numărul foarte mare de proiecte. Îngrijorarea mea nu vine din privința autorităților că nu-și doresc. Ei și-o doresc mai mult decât oricând și asta mă bucură enorm. Posibilitățile sau perspectiva pe care o avem e mai încurajatoare decât a fost sau mai decât față de cât a avut România vreodată în istoria ei. Poate putem vorbi de vremea lui Carol ca și posibilitate pe care a avut-o din punct de vedere al tehnologiei. Dar din punct de vedere al părții financiare pe care România investește astăzi în infrastructură mare, națională sau județeană, în infrastructura locală pe care o fac primăriile, în toate cele trei cazuri, naționale, județene și locale, perspectiva e una foarte bună. Dar capacitatea de absorție a banilor implică atât de mulți factori și se duce într-atât de multe direcții și au atât de multe elemente de atins, indici și produsul intern brut să fie într-un anumit fel, deficitul bugetar trebuie să fie unul foarte mic, drept dovadă a fost finele anul trecut când s-a dat acea ordonanță în care s-au stopat toate achizițiile în România, implicit plățile. Majoritatea firmelor mici au suferit din plin pentru că nu și-au putut plăti subcontractori, n-au încasat, lânduri lor s-au dus așa, ca și un bulgăre de zăpadă. Lucrurile merg în lanț și efectele s-au simțit nu numai în ultimele trei luni ale anului trecut, dar se simt și în primele două luni ale anului acesta, pentru că dacă trei luni de zile nu s-au putut face plăți anul trecut, pentru că, ok, țara a avut nevoie să reducă din cheltuieli, iar toți cei care activează în industria asta publică au trebuit să tragă greu, dar mai sunt două luni de zile anul ăsta până când se dau drumul la bugete, adică nu numai că n-au fost plătite anul trecut facturi, mai sunt două luni care nu se plătesc acum. Adică o jumătate de an de frână pusă economiei de către guvern. Da, până la urmă, când ești într-un domeniu în care depinzi, până la urmă, că tot taxele noastre se întorc și se torotesc, adică felul în care noi ne plătim fiecare dintre noi taxele, ne impactează în viața de zi cu zi proiectele care se derulează, că poate un om spune astăzi ce contează banul pe care eu îl plătesc, că de acolo dacă nu se încasează sau dacă cineva vine și nu-și plătește la timp taxele sau nu-și plătește, nu se colectează TVA sau alte impozite,
Zice că nu are niciun efect. Statul nu plătește, firma aia nu-și plătește angajații, ei nu merg să cumpere haine, mâncare și altceva. Deci întotdeauna e un lanț care, din punctul meu de vedere, anul trecut n-a fost ușor pentru niciuna dintre firmele care activează în industriile astea de proiectare, de furnizare, de materiale, de construcții. Noi avem nenumărați clienți care ne-au dat biletele și când am ajuns să le băgăm în bancă, acoperirea n-a mai fost pe ele. Și când ne-am întrebat, au zis, domnule, n-am încasat. Aici... Noi avem TVA de plătit, avem taxe de plătit, furnizori de plătit, la rândul nostru biletelor din date către fabrici, iar lista poate să continue. Aici se întâmplă acel dezechilibru, adică statul român nu își onorează contractele semnate, statul român sau alte autorități, dar calculează majorări, penalități, dobânzi atunci când o companie privată care are de încasat de la stat, din cauza faptului că statul nu își plătește obligații, nu ajunge să-și plătească nici la timp, dar povara crește strict pe umerii privaților. E un dezechilibru care... practic se resimte și care generează probleme în toată economia. Însă autoritățile locale, mai ales în contextul anului electoral, spun că anul 2024 va fi unul al recordurilor. L-am văzut pe domnul primar Boca, să dau un exemplu, spunând că acesta este cel mai mare buget din istoria Clujului, 721 de milioane de euro, din care 406 milioane de euro buget pentru dezvoltare. Proporții asemănătoare se regăsesc și la Consiliul Județean Cluj, dar și la alte primării. În această regiune, cred că Feleacu este comuna cu cel mai mare buget de dezvoltare, undeva 82% din bugetul local al comunii este alocat pentru acest domeniu. Sunt reale aceste bugete? Sunt umflate în contextul campaniei electorale sau ce anume se întâmplă? Acum, cred că toate subele astea, ele sunt gândite din mai multe perspective și din perspectiva colectării și a investițiilor care au loc, dar și din contextul accesării fondurilor europene. Mare parte din bugetele pe care le au în calcul bănuiesc că sunt împreună cu... Absolut. Și cu atragere de fonduri europene. Fonduri europene și alte fonduri, pentru că Clujul a atras și fonduri elvețiene și fonduri norvegiene și... alte există, surse nerambursabile. Există foarte multe autorități care au o capacitate fantastică de a se adapta posibilităților care există în piață. Capacitatea primăriilor și a autorităților în general de a atrage atât fonduri europene cât și fonduri guvernamentale e o abilitate. Adică trebuie să-ți dai silința pentru ele, trebuie să ai consultanți buni, trebuie să ai proiectanți care să-ți pregătească, să fie serios, să-ți dea la timp proiectele. Anul trecut au fost un record de posibilități care au fost la unul dintre cele mai frumoase în tot contextul acesta politico-economic internațional și cu războiul din Ucraina și cu dorința României și nu numai a Uniunii Europene de a deveni mai independent energetic. Autoritățile locale au atras și au depus printr-un program de finanțare pentru autoconsum, construirea de parcuri fotovoltaice pentru consumul propriu. A fost una dintre puținele măsuri care au avut un buget foarte mare și al căror fonduri nu s-au terminat repede. Adică după 2 săptămâni, dacă nu mă înșel, cel puțin beneficiarii cu care noi am colaborat au depus în primele 2-3 ore de la lansarea apelului. Dar după o săptămână sau două încă mai erau beneficiari care poate n-au reușit să-și contracteze serviciile de proiectare în timp util și ar fi vrut să mai își contracteze aceste servicii. Unii dintre ei probabil o vor face anul acesta, pentru că și dacă și-ar fi dorit cei care nu și-au găsit un proiectant înainte de luna octombrie, după ce acea ordonanță a intrat în vigoare, cu siguranță n-au mai putut să o mai facă pentru că a fost stopat. Orice achiziție publică a fost stopată, nu mai puteau să și le facă. Să vedem anul acesta, după ce se vor da drumul la bugete, încă, nu știu, din ce înțeleg, 30 de zile trebuie să stea în consultare publică, deci probabil că după, nu știu, 10-15 februarie vor începe primările să aibă bugetele votate în ședințe de Consiliu Local. Acesta este abia de acolo încolo vom începe să vedem și bani, cei care poate am facturat în septembrie, în octombrie, sau unele facturi poate și din august. Aici, care n-a fost achitate încă. Aici este încă un exemplu de management guvernamental prost, cu
o măsură administrativă care avea un scop foarte, foarte clar determinat, să reducă matematic, contabil, aritmetic, un deficit bugetar care era consecința gândirii proaste a bugetului la început de an, a oprit proiecte care vor avea impact pe termen mediu și lung, pentru că toate aceste parcuri fotovoltaice, pe de o parte, vor scădea cheltuielile administrațiilor publice cu iluminatul public, cu iluminatul sau încălzitul clădirilor primăriei, școlilor și așa mai departe. Deci, practic, va rămâne la bugetul local mai o sumă mai mare, mai mulți bani, iar pe de altă parte are un beneficiu indirect major, pentru că toată energia verde care ajunge în sistem înseamnă renunțarea, pe de o parte, la combustibilii fosili care poluează, iar pe de altă parte reduce dependența față de furnizori cum ar fi Rusia sau dictaturile din anumite țări arabe care furnizează, sau Iran, care furnizează acești combustibili fosili. Deci, practic, pentru a atinge un obiectiv pe termen foarte scurt de câteva luni, a fost pus în pericol un obiectiv pe termen mediu și lung. Însă, dacă privim lucrurile din perspectiva administrațiilor locale, am văzut, pe de-o parte, cifrele menționate că primăriile și-au manifestat dorința de a atrage bani europeni și nerambursabili pentru a se dezvolta. Pe de altă parte, există această disponibilitate din partea edililor de a se implica în proiecte care să asigură prosperitatea comunităților și implicit și voturi pentru cei care conduc aceste comunități. Dar este legitim o măsură legitimă sau poate cea mai legitimă metodă prin care vrei să obții voturi. Însă întrebarea mea care este legată de tot acest context este: firmele românești au capacitatea de a răspunde așteptărilor generate de primării? Aici ține foarte mult de alegerea momentului în care dau drumul la niște măsuri. Din punctul meu de vedere, anul trecut, care a fost un an foarte bun din punct de vedere al posibilităților de a proiecta, de a construi, de a atrage fonduri, de a accesa fonduri europene, au fost foarte multe și într-un interval foarte scurt. Adică unele dintre ele au avut ghidul în consultare publică în care se mai făceau mici modificări, mai veneau cu ajustări, primeau feedback foarte frumos. Adică au ținut cont în mod constant, am văzut ceea ce au sugerat unele firme de consultanță, domnule, uite, asta nu-i bine, sau beneficiarul venit cu întrebări, ce-i cu aia, de ce aia, de ce aia nu-i deductibilă, de ce aia nu putem să o punem, domnule, să facem și racordarea la linia de medie tensiune, vă rog, cuprindeți și aia, cuprindeți și aia. S-a tot actualizat acel ghid aflat în consultare publică, perfect până aici, pe care a venit momentul în care, ok, hai să dăm drumul. 3 săptămâni, 2 săptămâni, maxim 30 de zile. Adică, proiectant, nu te poți apuca, dar te puci așa în linii mari. Dom'le, știm cam despre ce e vorba, cam ăștia ar fi banii, cam asta e cheltuiala. Cam asta estimăm că e munca noastră. Dar nu poți să te apuci concret să faci ceva până când nu ai toate detaliile. Din momentul în care ai ghidul final și el se lansează, uite, vă dau un exemplu, cele care au ieșit anul ăsta. Este acum o linie de finanțare pentru orașe, pentru învelopări și așa mai departe, unde s-au dat zilele trecute, am văzut că s-a publicat apelul și vorbim deja de luna martie sau aprilie, trebuie să mă amintesc exact, că era proaspătă informația de aseară. Vorbim de câteva luni în care poți să proiectezi ceva. E bine, când trebuie să proiectezi ceva în 3 săptămâni, în 4 săptămâni, pe lângă faptul că s-a muncit zi și noapte, pe lângă faptul că nu știam când vom încasa bani, iar resursele erau imense, în care majoritatea firmelor de proiectare trebuiau să susțină topo, geo, pe proiecte de anvelopări, de să susțină expertiză, audit energetic, o grămadă de alte cheltuieli care ele vin, inevitabil, ele vin către noi și trebuie să le susținem. Iar efectul l-am simțit din partea firmelor mici. Firmele micuțe care îți fac, nu știu, o analiză cost-beneficiu, care îți fac un audit energetic, care îți fac o expertiză, ei au nevoie de cash flow. Ei bine, pentru noi, cred că anul trecut asta a fost cea mai mare provocare. Să reușim din liniile de credit pe care le avem și din dobânzile pe care le vom plăti la bancă în toată perioada asta, să susținem toți acești colaboratori. Nu mai vorbim de salarii, taxe pe salarii, TVA, impozit pe profit, care acestea vin și trebuie să le plătești chiar dacă tu n-ai încasat. Cred că aici vom vedea efectul sau vom vedea bunăvoința statului în momentul în care rând pe rând companiile se vor bloca, nu vor putea să plătească TVA-ul
pe ceea ce n-au încasat de altfel, că ok, ai depus proiectul, facturezi, normal, e legea firească a lucrurilor, da? Ai predat un proiect, e cu toate documentele acolo, l-ai facturat, da? După care vrei să îți iei bani pe el. Păi stai că nu poți să-ți plătesc, că nu sunt bani. Ok, trebuie să fim cu toții, tragem toți cu firme, cu oameni, cu politicieni, cu ce o fi în țara asta, tragem cu toți la aceeași căruță. Trebuie să fim solidari cu țara. Eu întotdeauna am considerat că dacă țara are nevoie 2-3 luni să tragem cu toții, să firmele să vină, să pună dobânzi de la ei, ok, normal. Facem asta, că asta cere țara. Dar pe urmă, când vine partea de mai trec 2 luni să facă bugetele, să dea drumul la bani, ce se întâmplă dacă în perioada asta firmele vor da de greu și nu și-o putea plăti TVA-ul? Statul va veni, le va bloca diferite conturi. Eu sper, pentru că de-a lungul timpului au mai fost situații în care poate am plătit în ultima zi TVA-ul sau am întârziat o zi sau două și cel puțin în zona Clujului au sunat, dom'le, aveți o problemă, aveți nevoie de o reeșalonare, cum... deci oamenii au avut deschiderea. Dar sunt curios cum vor reacționa în momentul în care nu vor fi bani. Pentru că sunt foarte mari șansele ca firmele care au facturat noiembrie-decembrie să nu poată să plătească TVA-ul până în ianuarie-februarie, când chiar vor încasa fizic banii. Și atunci care ar fi soluția? O modificare legislativă care să facă TVA-ul eligibil în momentul încasării, nu în momentul facturării? Păi aici, dacă întotdeauna e o sabie cu două tăișuri. Că dacă ai câteva firme, câteva sute, câteva mii de firme corecte în România care îți plătesc TVA întotdeauna la timp, îți plătesc taxele pe salarii la timp, își plătesc salariile către angajați la timp, își plătesc colaboratorii la timp, își plătesc rate la bancă la timp, atâția indici care întotdeauna pot fi văzute, cât timp o firmă e bancabilă, plătește totul la timp, da? În momentul în care vor veni acum și nu vor putea să încaseze, abia aici se va vedea dacă statul își înțelege sau nu își înțelege una dintre motoarele economiei, și anume micro-întreprinderile. Pentru că aici vorbim de întreprinderile românești, că dacă te uiți de multinaționale, slavă Domnului, avem destule în România. Lucrăm cu ele, le știm, le cunoaștem, ele plătesc nicio problemă, ele pot și să factureze și statul să nu le plătească, ele pot spune penalități, nu avem nicio problemă. De asta am întrebat. Noi, de când avem firma, încă, deși au fost de nenumărate ori încasările la autorități cu foarte mare întârziere, nici măcar o dată n-am pus o penalitate către statul român. Sunt curios dacă același lucru se va întâmpla și viceversa. Când, dacă sperăm să n-ajungem să ne blocăm. Dar dacă vreodată ajungi să nu te blochezi, trebuie văzut cum vom gestiona asta și care va fi măsurile. Evident că vom plăti. Vom plăti și penalități, vom plăti tot ceea ce trebuie, că nu se pune problema vreodată să nu le plătești. Rămâne de văzut cum și în cât timp și care vor fi măsurile. Eu, în continuare, am foarte mare credere în statul român și în capacitatea lui de a-și proteja firmele mici. Vorbesc aici firme care poate au până în 500 de mii, până într-un milion de euro, până în 2 milioane de euro. Firmele care se luptă să țină 5, 10, 15, 20 de angajați. Aici era întrebarea legată de firmele românești, pentru că, dincolo de orice naționalism economic, eu nu sunt de acord cu așa ceva, pentru că da, România are beneficii certe de pe urma apartenței la Uniunea Europeană, însă mi-ar fi plăcut să văd și un plan din partea autorităților care sunt plătite să facă asemenea planuri de sprijinirea unor sectoare strategice. Adică, dacă prioritatea României este tranziția spre energie verde pentru a face economie și pentru a reduce dependența față de dictaturile, regimurile autoritare care furnizează diferite tipuri de combustibili fosili, mi-ar fi plăcut să văd un plan din partea statului român să încurajeze producția de panouri fotovoltaice în România, să nu fie importate și aduse din străinătate. China, pe partea de panouri fotovoltaice, în momentul de față, rupe toate normele, adică e clar, China în momentul de față e principalul furnizor de panouri fotovoltaice pentru România. Care este tot dictatură, tot regim autoritar. Bun, și până la urmă nu poți să îi oprești, pentru că așa cum Polonia în ultima vreme sau în zona de produse agricole, vorbind de la fructe, legume și așa mai departe, e plină piața de produse. Dacă te duci în orice supermarket, cred că peste 50% dintre legume și fructele vezi că sunt din Polonia. E o economie de piață pe care e foarte greu și nici eu nu mi-aș dori să vreodată să fie controlată în vreun fel. Măsurile sunt bune, așa cum am spus. Sunt parcuri fotovoltaice care sunt finanțate de către stat. Anveloparea de clădiri pentru reducerea costurilor și pentru eficiență energetică, da?
două măsuri fantastici de bune care au venit, care au ajutat enorm, enorm autoritățile. Eu am stat și m-am uitat, au ajuns să depună pentru aceste proiecte, bine, dacă era și timp, că banii s-au consumat în câteva minute pe eficientizare energetică, chiar am rămas uimit cât de repede pentru învelopări de școli, grădinițe și alte cele, în, nu știu, 10 minute, 15 minute, nu știu exact, că nu ne-am ocupat noi de depunere, au fost firme de consultanță specializate pe asta, dar oricum, într-un termen foarte scurt s-au utilizat toți banii ăștia. Asta ce înseamnă? Că cererea în România e foarte mare. Că primările care n-aveau nicio altă șansă, adică nu vorbim, dacă nu era să fie Uniunea Europeană, cert, în România, eu pot să zic că nu am fi reușit să modernizăm tot ce se modernizează acum. O altă măsură care e acum în derulare, îi, cred că pentru localitățile mici până în 3.000 de locuitori, 12 milioane de lei să-și bage, să-și extinde rețelele de apă și canal sau, mă rog, să-și le îmbunătățească dacă au unele. Foarte tare. Dacă ne uităm pe primele fonduri europene, era limitat la un anumit număr de locuitori să poți accesa fondurile europene. E bine, acum vin din toate părțile aceste finanțări. E ceva ce România nu cred că a sperat vreodată să obțină ceea ce avem acum. Deci, în momentul de față, România obține atât la nivel micro, cât și la nivel macro. Uitați câte proiecte sunt în lucru. Noi vedem proiectele unde montăm parapete, vedem ce înseamnă. Vorbim de bani reali care se întorc în economie sau de bani virtuali care generează blocaje prin faptul că nu sunt plătiți? Acum, mi-e foarte greu să înțeleg mecanismul, pentru că nu sunt nici politician, nu sunt nici economist, sunt doar un antreprenor care încearcă să-și facă loc într-o piață în care, efectiv, în mod cert, e dominată de multinaționale. Nu-i deloc ușor ceea ce noi facem în momentul de față. Am crescut de la an la an, ceea ce a fost un lucru foarte bun, a fost o creștere sănătoasă, dar rămâne în continuare aceeași problemă legată de capacitatea de a finanța la timp. Adică pe unele proiecte sunt bani, se plătesc la timp, cele care au fost pe fonduri europene, toți cei care au lucrat anul trecut pe fonduri europene și avem clienți la care le-am vândut mărfuri pe proiecte pe fonduri europene, perfect, au mers în casările, lucrurile au fost impecabil. Ce au fost proiecte unde au trebuit să fie plătite către autoritățile locale și de, nu știu, alte tipuri de finanțări? Ei bine, acolo, în unele părți s-au încasat foarte bine pe unele linii. Când au ajuns la partea asta din octombrie încoace, că a fost un dezastru pentru companiile mici, pe care cu toții le-am simțit în plin. Deci, atât de puternic cum l-am simțit decalajul ăsta financiar în aceste 3 luni, octombrie, noiembrie, decembrie, plus ianuarie, și nici pe februarie nu trag speranțe că o să vedem banii prea repede, vorbim de 5 luni de zile, aproape jumătatea de an, în care banii au fost așa, doar cu țărita, 10% din media ultimelor luni, nu știu cum o metodă de calcul. Deci, practic, ceea ce spuneți dumneavoastră poate să fie rezumat prin cuvântul predictibilitate? Da, predictibilitatea în business. Vedeți dumneavoastră, vrei să-ți faci o... Haideți să vă dau câteva exemple. Înainte de Crăciun, avem un client, băgăm un bilet în bancă. Ne trimite banca mail între sărbători, domnul Coman, firma n-are nici măcar 10 cenți în cont. Bun, îl sun. Ce s-a întâmplat, de ce nu plătești? Păi știi, n-am încasat, n-am putut, am avut niște probleme, nu a fost ceva lucrare, probabil parțial făcută bine, nu pot rectifica, aș repara, dar nu am bani, că nu încasez. Uite, nu pot și nu iau banii. Nu iau banii, te plătesc pe tine. Da bine, noi ne-am gândit să mai luăm un utilaj, să mai accesăm niște fonduri europene, să mai angajăm niște oameni. Toate lucrurile astea, în momentul în care noi ne luăm țepe din diverse motive care nu depind de noi, deci nu depinde de activitatea noastră. Ok, dacă nu ți încasezi, pe ce muncești tu direct? Zicem, cumva te gândești sau să faci niște planuri. În momentul în care depinzi de altcineva, care depinde de autoritate sau la rândul lui depinde de altcineva care lucrează cu autoritatea, acolo lucrurile se blochează. Și atunci, noi cel puțin, anul trecut a fost cel mai bun an de când avem compania, dar din punct de vedere al cash flow-ului, lucrurile le-am simțit cel mai puternic în aceste decalaje legate de încasări. Din ceea ce îmi spuneți dumneavoastră, rezultă faptul că statul român a fost, în 2023, un furnizor major de impredictibilitate în economia românească. N-aș duce-o până acolo, dar cred că a fost un an greu pentru statul român. Cred că statul român a tras, nu știu pentru cine sau în ce context, dar o simți așa, știi, ca și într-o firmă, în momentul în care ai foarte multe investiții și îți faci un plan mare,
construim, vă dau un exemplu, zicem, ești o fabrică, da? Îmi construiesc fabrică, îmi schimb utilaj, le angajez oameni, îmi fac stocuri de marfă și la un moment dat tu nu încasezi. Cred că statul a fost fix în... și-a făcut niște planuri și cred că banii n-au mai venit. N-au venit din taxe, poate, n-au venit din oameni care și-au plătit la timp. Întotdeauna, din punctul meu de vedere, atunci când statul eșuează, eșuează în primul rând pentru că noi, cei care suntem într-o țară, greșim undeva. Sau unii poate, dintre noi, că întotdeauna sau, sunt oameni care își fac lucrurile perfect. Sau poate că cei care alcătuiesc bugetul subestimează dramatic cheltuielile și supraestimează veniturile și atunci avem rețeta pentru criză. Mai ai și inflația, care ai război, ai toate contextele acestea care... eu mi-aduc aminte de primele luni în care a început războiul în Ucraina. Unul dintre principalele produse pe care noi le vindeam și le vindem și acum e țeava de PVC pentru canalizare și țeava de apă. Suna fabrica, vezi că de săptămâna viitoare prețul crește cu 10%, cu 5%. Deci crește din alea în care constructorii la un moment dat ei și-au bugetat un preț sau o licitație. Mulți dintre ei au avut imposibilitatea de a crește sau de a indexa prețurile. Iar în momentul în care au venit toate aceste elemente prin care ei trebuiau să își primească banii, cum de altfel din elemente care sunt total independente de către de deciziile lor, ei ar fi trebuit să pună niște bani în plus, și nu vorbim de 1-2%, vorbim de 10, 20, 30% de la din ianuarie și până în decembrie au avut 30% creștere la unele materiale, pentru că a crescut materia primă. Bun, în momentul în care au venit și s-au dat indexările atât pe fonduri europene cât și pe fondurile guvernamentale, acei bani în plus tot primările trebuie să-i pună. Primările care te-au tăiat din investiții, au tăiat din plăți, ba au avut, ba n-au avut. Adică, contextul în sine a fost unul care, din care eu cred că am ieșit elegant. Eu cred că se putea mult, mult mai rău. Eu văd acest scenariu care nu e foarte pozitiv, dar stau și mă gândesc că dacă nu se iau niște decizii, nu știu, ca și într-o firmă, în momentul în care tu te tot îndatorezi, dar nu iei nicio măsură, fie să concediezi oamenii care sunt ineficienți, fie să reduci cheltuielile, fie să... adică nu poți în momentul în care tu o duci rău să te extinzi. Cred că aici au fost unele mici erori în care s-a dorit extinderea foarte multor proiecte sau contractarea de noi proiecte într-o perioadă în care poate nu au fost suficienți bani. Poate din unele puncte de vedere era mai bine din, nu știu, 2 din 10 proiecte să fie, dar există, să fie plătite. Există și presiunea PNRR-ului care trebuie realizat până în 2026 și atunci soluția ar fi fost ca statul român să se îndatoreze pentru a investi și pentru a produce plus valoare în economie. Și atunci ar crește baza de impozitare, ar veni mai multe taxe și impozite către buget. Până una alta s-au îndatorat micro-întreprinderile, cel puțin cu câți antreprenori am vorbit, cred că 9 din 10 mi-au zis creditele sunt la limită, am dat tot, am oprit tot, am tot ce am avut cash flow, îi băgat în angajat, salarii, taxe și așa mai departe. Dar totuși ați crescut în 2023. Care sunt cifrele care definesc grupul 8 Grup Proiectura? Anul trecut pe 8 Grup am trecut de 11 milioane și de 1,5 milioane pe proiectare. Ne dorim anul ăsta să avem o creștere de măcar încă 20-30%, dar asta pentru că am făcut câțiva pași, tocmai că dacă am văzut că în zona de proiecte mici banii vin foarte greu, ne-am dat seama că în zona de fonduri europene și acei clienți care lucrează cu fonduri europene, cum sunt autostrăzile, de exemplu, sau centurile ocolitoare, sau proiectele mari, acei constructori încasează. Și atunci ne-am dus și am riscat, mergând către acele proiecte mult mai mari, iar de acolo, chiar dacă rata de succes e mult mai mică, adică pentru că există o concurență foarte mare în piață și, din păcate, nu fiecare concurent este și loial, în momentul în care te duci în piață și te bați cu arme diferite și nu numai asta, adică lipsa calității poate să fie o parte pe care n-aș vrea să o aduc în discuție, dar există capacitate, adică noi suntem una dintre companiile mici care în momentul de față am reușit să intrăm pe niște proiecte mai mari. Constructorii ne-au dat un vot de încredere pur bazat pe feeling și pe experiențele micuțe pe care le-am avut cu acei constructori. Adică poate le-am montat niște materiale pe un proiect mic sau le-am furnizat pe 2-3 proiecte cantități mici
Și în momentul în care a avut un proiect mare, am putut să ne gândim la următoarea etapă, la a intra în Liga celor mari, în care sunt mult mai puține firme, dar și capacitatea financiară pe care trebuie să o ai acolo trebuie să fie una consistentă, pe care o parte din aceasta și noi a trebuit să o absorbim prin parteneriate pe care le-am stabilit cu o altă persoană, cu alte companii care au venit și au investit în compania noastră. În momentul în care ajungi să ai 4, 5, 6 ani de activitate cu o companie, ea poate să devină atractivă nu numai pentru o bancă să te crediteze, dar și pentru investitori. Iar noi, cred că cea mai mare realizare anului trecut a fost exact asta, acea posibilitate de a atrage investitori care să vină să pună cash flow la dispoziție pentru a ne duce către proiectele mari, pentru a trece la următorul nivel. Pentru că e foarte simplu să susții niște proiecte mici unde dai 1, 2, 3 tiruri. Când trebuie să dai 20 de tiruri, valori care poate trebuie să pui odată, jumătate de milion de euro pe un singur proiect, e bine, asta nu mai poți să faci cu lucruri mici sau nu poți să mai faci doar cu credite bancare. Deja ai nevoie de investitori, deja ai nevoie de cu totul altceva. Iar finalul de an a fost unul foarte bun, tocmai din acest considerent, ne-a oprit și pe noi din a ne bloca. Tot acest cash flow ne-a permis să nu blocăm banii pe care nu i-am încasat în a nu-i folosi pentru cash flow și a pierde vânzări. Am putut din profit să susținem salarii, taxe și tot ceea ce a fost nevoie, iar din banii cu care a venit investitorul să avem cash flow astfel încât lucrurile să poată să se deruleze într-un mod cât mai predictibil. Pentru că asta și-au dorit de la noi. A fost un test. Știi, momentul în care ajungi să fii cel mai mic pește într-o baltă, toată lumea e cu ochii pe tine. Și atât concurența, cât și clienții noștri, toți aveau așteptări de la noi. Constructorii parcă cereau mai mult de la noi decât de la cei mari, iar concurența abia aștepta să cădem sau undeva să avem ceva ce să nu funcționeze sau să nu iasă bine. Dar până în momentul de față lucrurile s-au dus în direcția exact care a trebuit sau cum noi ne-am așteptat. Ba mai mult decât atât, o parte dintre angajații noștri s-au depășit pe ei înșiși și au ajuns să crească producția, să lege relații bune cu toți acești antreprenori, iar calitatea pe urmă a lăsat de la sine. Pe 8 ianuarie eram la centura Sfântul Gheorghe și montam parapete la minus 10, minus 15 grade dimineața. Da, sunt lucruri care spun foarte, foarte multe. Deci, practic, cum spuneau și romanii, norocul îi răsplătește pe cei îndrăzneți și prin faptul că ați avut curajul să luați niște decizii critice într-un moment greu, ați câștigat nu doar acces în Liga celor mari, ci și o cotă mai mare de piață. E o concluzie încurajatoare cu care încheiem această emisiune. Vă mulțumesc tare mult pentru participare la Business Cafe. Și vă mulțumesc pentru invitație. Prieten, vă mulțumesc și vouă. Ne vedem pe net.